Doi tineri nevăzători s-au plâns că au primit note mai mici la bacalaureat pentru că nu au avut parte de condiții adecvate la examene. Aceștia ne-au spus că în loc de asistentul care să-i ajute la scrierea testelor, ar fi preferat un calculator dotat cu un sistem special pentru slab văzători, așa cum au fost obișnuiți la liceu și cum se întâmplă și în alte țări. De partea cealaltă, Ministerul de Resort spune că nu a fost înregistrată nicio plângere, cât despre condiții a fost oferit sprijinul necesar. Marcel Roșca are 19 ani și este proaspăt absolvent al Liceului Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vedere slabă din capitală. Tânărul nevăzător se laudă cu note mari la bacalaureat. El a luat 10 la istorie, 9 la limba engleză, 8 la limba română și 7 la informatică. Deși este mândru de rezultatele sale, totuși susținerea testelor i-a lăsat un gust amar, spune el. A fost la informatică complicat. Unele subiecte cu itemi care presupuneau interacțiunea pe foaie cu un program grafic de pe calculator. Deci era o imagine alb-negru care reprezenta oarecum interfața la o aplicație de pe calculator. Și trebuia să răspundem care butoane trebuie să le apăsăm sau alte chestii de genul, care eu nu puteam să le fac pentru că nu văd acea interfață. Deși susțin același test de bacalaureat, totuși tinerii cu dizabilități au câteva facilități. În cazul celor nevăzători, de exemplu, îi ajută un asistent. Acesta le citește problemele și scrie răspunsurile la test dictate de elevi. De asemenea, acești absolvenți au o oră sau două în plus pentru examen. Nu este un timp suficient, ne spune Anatol, un alt absolvent nevăzător, care la fel a rămas dezamăgit de condițiile de la examene. Am avut un asistent care citea itemii. Noi răspundeam la itemi, el scria în maculator, după care dumnealui revizuia toată informația împreună cu noi, care noi am scris-o, și transcriem foaia de bacalaureat. La istorie și la limba română am reușit în ultimele secunde să scriu ultimele cuvinte pe foaie. Mari bătăi de cap le-a dat și examenul la geografie. Pentru un nevăzător e foarte complicat să explici o hartă. Nu explic eu hartă unui nevăzător. Asta e un lucru foarte complicat, uneori chiar imposibil. A fost exerciție la geografie unde trebuia să calculez curățeaua de grade a hărții. Tinerii și-ar fi dorit ca testul să fie adaptat nevoilor lor sau să scrie examenul la calculator, așa cum au fost obișnuiți. Ei au avut însă posibilitatea doar să scrie pe maculator în sistemul Brain, special creat pentru nevăzători. Introduce o foaie albă aici, se închide plata deasupra și cu punctatorul să scrie. Ca să înțelegeți cât este de greu să scrii pe acest sistem, la română, de exemplu, am scris eseul, 3 foi scrise în totalitate, o reprezentat pe foaia 4, dar 12 rânduri, deoarece un cuvânt întreg uneori poate lua un rând de acesta. Marcel și Anatol speră totuși ca, ținând cont de experiența lor, autoritățile să ia atitudine, ca măcar colegilor mai mici să nu se confrunte cu asemenea probleme. În continuare, absolvenții au planuri mărețe. Aceștia vor să-și depună actele la câteva universități din România, iar în cazul în care vor fi acceptați, după absolvire vor să revină acasă și să schimbe lucrurile spre bine. Am mai multe planuri. Printr-o companie de telecomunicații sau prin lansarea în politică, crearea diferitor organizații pentru accesibilizarea a societății și a lucrurilor pentru diferite persoane cu dizabilități. Vreau să ajung un jurist competent, să pot să dezvolt statul, să fac viața oamenilor cu dizabilități, cât și oamenilor sănătoși, să fac viața lor mai bună. Ministrul Educației, Anatol Topale, ne-a declarat că pe masa lui nu a parvenit nicio plângere și că autoritățile oferă tot sprijinul necesar acestor tineri. Noi asigurăm acest proces care este necesar în diverse situații și acordăm toate șansele tuturor tinerilor care urmează să susțină un examen. Potrivit Ministerului Educației, 36 de elevi cu dizabilități s-au înscris la examenele de bacalaureat.